20 martie Rămânând în dragostea lui. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Ioan 15 cu 10. Niciun om neconvertit în dragostea lui firească de decădere nu îl iubește pe Isus. Dragostea față de Isus este primul rezultat al convertirii. Dovada acestei iubiri este dată astfel: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Ori de câte ori cineva renunță la păcat, care este încălcarea legii, viața lui va fi adusă în conformitate cu legea, într-o ascultare desăvârșită. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Lumina cuvântului, atent studiată, glasul conștiinței, eforturile Duhului, producă în inimă dragoste adevărată pentru Hristos, care s-a dat pe sine ca sacrificiu deplin pentru a răscumpăra întreaga persoană, trup, suflet și spirit, iar iubirea se manifestă prin ascultare. Dovada convertirii: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ioan 14 cu 15. Legea Domnului este desăvârșită, convertește Sufletul. Este necesară ascultarea de această lege, pentru că este transcrierea caracterului lui Dumnezeu. Ascultarea este dovada iubirii. Dacă mă iubiți, a spus Hristos, păziți poruncile mele. Nu este suficient să facem o mărturisire de credință în Hristos și să avem numele înregistrate în registrul bisericii. Prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Aceasta este dovada reală a convertirii. Oricare ar fi mărturisirea noastră, nu înseamnă nimic dacă Hristos nu este descoperit în fapte de neprihănire. Care este dovada convertirii? Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Ioan 14 cu 15. Dacă mă iubești, iubirea ta să nu fie doar ca presupusul sentiment de atașament între oameni. Dragostea adevărată stă în păzirea poruncilor mele. Dragostea care va aduce ascultare de bunăvoie nu este ceva inconstant, ci un principiu puternic, fix, revelat în cuvânt și acțiune.